Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Suntem în cea de-a doua zi de Crăciun și vreau să ne amintim și de conaționalii noștri care au sărbătorit Crăciunul departe de casă. Știm că magia acestor sărbători ajunge la noi oriunde ne-am aflat pe acest pământ și românii știu să petreacă și își amintesc de obiceiuri și tradiții chiar și departe de casă. Vreau să mergem în această oră în mai multe țări din Europa pentru a vorbi cu români dragi nouă, prieteni ai postului nostru de televiziune, care ne vor dezvălui cum au petrecut ei ziua de Crăciun la mii de kilometri de țara natală. Și salut pe Claudiu Stănășel, român stabilit în Italia. Bună ziua, mulțumesc foarte mult, Claudiu, că ești alături de noi. Bună ziua și bine v-am găsit. Crăciun fericit. Mulțumesc, Crăciun fericit vouă. Tinel Țârcă, român stabilit în Spania, este de asemenea alături de noi. Bună ziua și dumneavoastră! Bună ziua! Domnule Țârcă, dacă sunteți amabil să ridicați puțin camera mai sus, să vă și vedem. Da, înțeles. Mai sus așa puțin. Puțin mai sus. Facem reglaje direct. A, așa, perfect, perfect. O să vă descurcați cu colegii din regie să facem ultimele ajustări, să ne și vedem bine. Și nu în ultimul rând vreau să salut și pe Mădălina Poenaru, este fosta noastră colegă, e jurnalist stabilit în Marea Britanie. Mădălina, te salut, înțeleg că tehnologia nu este de partea noastră astăzi și că doar prin telefon poți să ne te alături acestei discuții. Crăciun fericit! Bună ziua, da, din păcate am încercat, nu am reușit să ne conectăm, dar iată, suntem prin telefon și tot e bine, ne auzim. Foarte bine, nu e nicio problemă, oricum avem o fotografie cu tine și ne amintim cu drag de tine de fiecare dată când ești alături de noi, mai ales că ai făcut parte din familia B1 TV. Vreau să vedem înainte de toate și o să încep cu tine, Mădălina, înțeleg că trebuie să mergi la serviciu și nu ai foarte mult timp la dispoziție, dar înainte de toate vreau să văd câteva, să vedem împreună, de fapt, câteva cadre surprinse de invitații cu care astăzi vom sta de vorbă ieri. Să vedeți cum s-au pregătit românii de masa de Crăciun, cum i-au întâmpinat pe oaspeții care i-au vizitat în această zi sfântă, chiar și departe de țară. Din Toscana vă urez tuturor sărbători fericite! Da, câteva cadre ați văzut, românii nu uită de obiceiuri și tradiții, chiar dacă se află la mii de kilometri distanță. Mădălina, încep cu tine, pentru că după cum spuneam, nu ai prea mult timp la dispoziție. Povestește-ne cum ai petrecut ieri de Crăciun. A fost o zi liniștită, o zi care mi-amintește de Crăciunul de anul trecut, când am fost cu părinții tot prin telefon, cu cozonac și mâncare de la mama, căci am fost în noiembrie și am văzut-o de ziua ei. Bineînțeles că și noi ținem la tradiții. Eu nu sunt un foarte bun bucătar și tocmai de aceea sora mea și mama au avut grijă că atunci când am plecat din România în noiembrie am toate cele necesare pentru masa de Crăciun. Nu mi-a lipsit cozonacul și restul, dar a fost un pic așa, nu într-o fericire maximă, pentru că nu am fost alături de familie. Bănuiesc că te-ai întâlnit cu câțiva prieteni de acolo, deși Marea Britanie este marcată de restricții drastice în această perioadă din cauza valului 5 al pandemiei de COVID-19. E bine, nu. Eu am fost foarte, cum ar veni așa, cum s-ar spune, izolată. Nu m-am dus să mă vizitez cu nimeni, pentru că în Marea Britanie acum situația este cu totul diferită. Cazurile de COVID sunt cu noua variantă a virusului. Este foarte mare, rata de infectare este foarte mare. Și nu vreau să mă expun. Asta ar fi însemnat să
să călătoresc departe de casă, mi-aș fi asumat niște riscuri pe care nu am vrut să le iau. Mai ales că îmi doresc ca după sărbători să mă ajung totuși în România. Și nu vreau să am niciun fel de problemă de sănătate. Sper ca în următoarea perioadă să reușesc să mă înscriu pentru doza suplimentară și atunci să reușesc să fac din sosirea în România o modalitate de călătorie cât de cât mai ușoară, pentru că acum sunt o grămadă de proceduri, teste pe care trebuie să le faci înainte și după, hârtii și așa mai departe. Dar nu vreau să intru așa într-o notă negativă. Nu e negativă, Mădălina, dar e realistă, pentru că, din păcate, acestea sunt vremurile pe care le trăim și asta este realitatea pe care trebuie să o înfruntăm cumva și sunt vremurile cu care ne confruntăm. Spune-mi puțin, tu ai preferat să stai în siguranță în această perioadă pentru a putea veni după anul nou acasă să te bucuri de familie? Cât privește restricțiile, s-a petrecut acolo? Știu că, spuneam, treceți printr-o perioadă foarte dificilă cu zeci de mii de cazuri de COVID confirmate zilnic și că au fost introduse restricții noi, petrecere de Revelion anulate și așa mai departe. Da, sunt restricții, dar acum rămâne la aprecierea oamenilor. Comparativ cu Crăciunul de anul trecut, anul acesta a fost cât mai aproape de Crăciunul pe care cu toții ni l-am fi dorit cumva. Bineînțeles, nu e cazul meu, mă refer în general. Dar și asta pentru că nu au existat restricții atât de dure cum a fost anul trecut, să nu reușești să părăsești zona în care stai. Acum, cum spuneam, e chestia de cine cum își asumă riscurile. Eu una nu am vrut și cred că au fost și alte persoane care au făcut același lucru, mă refer la români care au preferat să rămână în țara unde lucrează sau unde s-au stabilit pentru a nu merge acasă și a crea o situație din asta în care îți îmbolnăvești familia și în loc de petrecere o dai în altceva. Pentru că și invers, au fost foarte mulți oameni care au venit la Londra, de exemplu, și și-au făcut testul de a doua zi și au ieșit pozitiv. Și atunci toată chestia asta, a vedea oamenii a se reuni de Crăciun, a fost un fiasco total, pentru că a trebuit să se izoleze, a trebuit să-și caute hoteluri să se izoleze în hoteluri și n-au putut să stea cu cei dragi și s-a ajuns în situația tot a videotelefonului și cu poze și așa mai departe cu masa de Crăciun. Deci în momentul în care un turist este depistat pozitiv la COVID-19, izolarea se face pe cheltuială proprie? Exact. Izolarea trebuie să se facă pe cheltuială proprie și trebuie să se facă într-un spațiu în care nu expui și alte persoane. Ori dacă vii într-o casă cu alți membri unde ei nu au fost expuși la virus, singura variantă rămâne cea a hotelului. Iar în această perioadă, credeți-mă, prețurile la hotel sunt ceva de neimaginat. Adică va fi pentru oricare dintre noi, zic eu, o gaură în buget considerabilă. Mulțumesc foarte mult, Mădălina, pentru această intervenție. Îți doresc în cazul acesta sărbători liniștite în continuare și sigure și te așteptăm cu drag să revii în țară după anul nou. Mergem mai departe la Claudiu Stănășel, care este român stabilit în Italia. Vă spuneam, Claudiu este un bun prieten al postului nostru de televiziune, ne-a ajutat foarte mult cu intervenții în direct pe perioada pandemiei de un an și jumătate încoace. Ne-a relatat aproape zilnic despre situația românilor din diaspora. Claudiu locuiește într-o zonă în care există o comunitate foarte mare de români. Claudiu, te salut din nou, mulțumesc pentru că ai așteptat această intervenție. Crăciun fericit! Eu vă mulțumesc încă o dată și pentru cuvintele frumoase care a spus despre mine. Este o onoare și o plăcere și în punct de vedere chiar în punct de vedere instituțional în ceea ce reprezint, am dovada să dau informația reală și cred că din punctul ăsta de vedere
ați făcut, bineînțeles, și prin mine, dar nu doar prin mine, o muncă foarte frumoasă și chiar bine făcută în această perioadă, pentru că trebuie informați oamenii cu adevărata situație care este în Italia, dar nu numai în Italia, chiar și în restul diasporei. Am văzut că totuși v-ați reunit câteva persoane, nu mulți, probabil persoane foarte apropiate sau membrii ai aceeași familii, ieri, în ziua de Crăciun. Ați sărbătorit cu bucate tradiționale, ați depănat poate amintiri frumoase din perioada în care nu eram atât de greu încercați de acest nenorocit de virus. Știți bine, eu cred că după 2 ani de sacrificii, acum avem nevoie să fim alături. Să fim alături, bineînțeles, un număr strâns de persoane, doar cei mai apropiați, familiari și prieteni, dar a fost un moment foarte frumos, cu preparate, bineînțeles, românești, printre care cârnați, cartaboși, șorici, sarmale, răcituri, salată beof, și, bineînțeles, preparate italienești, precum porchetta sau alte feluri de mâncare. Pentru că eu Dar cred că spunem sincer, niște tradiții Claudiu, extraordinare. Spunem sincer, care sunt mai gustoase? Eu sunt un patriot și îmi place să mănânc românește și parcă au alt gust, un gust mai bun, mai tradițional, mai adevărat din punctul ăsta de vedere. Și mi-amintește mereu din copilăria mea. Eu am trăit în România doar 6 ani, dar am amintiri extraordinare și la oraș și la țară și merg în fiecare zi cu capul sus, cu fruntea sus, mândru de originele mele și, bineînțeles, din tradiția aceasta foarte frumoasă pe care eu cred că noi tinerii trebuie să o ducem înainte. Și sper prin mesajul care îl dau în ziua aceasta și prin acel video, acele imagini, să ajungă la toți românii din România cu un mesaj de bucurie. Suntem alături de voi, chiar dacă suntem plecați de mulți ani din România. Chiar dacă din punct de vedere gastronomic văd, pentru că ați avut o masă exact ca la noi în țară. Că acum, în ultima perioadă, românii mai apelează și ei la fel și fel de rețete mai orientale, mai occidentale, fac tot felul de preparate internaționale cu ocazia sărbătorilor. Bineînțeles, sunt nelipsite preparatele românești. Cine a pregătit tot acel festin culinar? Să știți că a fost un joc de echipă. Inclusiv eu am încercat, chiar dacă nu sunt așa de bun în bucătărie, dar am încercat să dau o mână de ajutor, pentru că părea mea că împreună în aceste clipe este cel mai frumos lucru. Să faci chiar și în bucătărie, să-ți dai o mână de ajutor, o glumă. Avem nevoie să fim pozitivi, avem nevoie într-o perioadă ca asta să râdem, să zâmbim, să ne amintim de lucruri frumoase și chiar să avem momente noi alături de cei dragi de amintit când se va termina în sfârșit această situație urâtă pe care o trăim încă cu toții. Vreau să vorbim puțin și despre lucrurile care nu sunt tocmai îmbucurătoare, despre situația critică în care se află și Italia în momentul acesta. Parcă am un deja vu, Claudiu, și parcă suntem undeva la o discuție pe care am purtat-o în urmă cu aproape 2 ani. Îmi amintesc când aveai intervenții în direct aici pe B1 TV, la emisiunile pe care le realizam și îmi vorbeai despre situația critică. Într-adevăr, atunci vorbeai și despre foarte multe decese, despre o ecuație cu foarte multe necunoscute. Între timp, lucrurile s-au mai liniștit cumva, s-au mai așezat, specialiștii au reușit să afle răspunsuri la multe întrebări, dar totuși în continuare avem o problemă. Care este în momentul acesta situația în peninsulă? Din punctul ăsta de vedere, eu cred că după 2 ani, bineînțeles, anumite lucruri s-au schimbat și cunoaștem mult mai bine inclusiv virusul, dar și toate instrumentele care le avem de partea noastră în această luptă. Dar eu cred că, din păcate, și vorbesc în ceea ce privește Italia, guvernul italian nu a luat măsuri deloc bune. Eu cred că a lipsit de la început, inclusiv acum lipsește, transparența. O transparență adevărată, o informație adevărată, clară, care a creat în oameni
de rând, în italien, în român, nu face nicio diferență, frică și nu numai frica asta, care este foarte periculoasă, dar și lipsa de respect către instituții. În acest moment, bineînțeles, datele le cunoașteți foarte, foarte bine, dar problema este că nu vedem o soluție. Și culmea că soluțiile sunt, există, instrumentele le avem, pentru că după 2 ani am învățat care sunt instrumentele necesare în această luptă. Dar clasa politică care este în momentul de față în Italia, și nu numai în Italia, că și în România avem acest gen de probleme, poate că încă nu a înțeles că doar împreună putem rezolva problema asta. Doar ascultându-ne unii pe ceilalți putem învinge această bătălie. Și eu văd, îmi pare rău să spun, dar nu este curajul, nu este, părerea mea, voința de a rezolva această situație cât mai repede. Dimpotrivă, se iau în continuare măsuri greșite, nu se dau ajutoarele promise și vreau să spun știi, Claudiu, te întrerup puțin pentru că trebuie să luăm o scurtă pauză, o să continuăm să discutăm. Să știi că nu doar în Italia sunt aceste probleme, și în România e la fel și cred că peste tot. După publicitate o să mergem și în Spania. L-am salutat la începutul emisiunii pe domnul Tinel Țârcă. Este un român stabilit în Spania. O să ne povestească și domnia sa despre modul în care au petrecut ziua de Crăciun. Ne întoarcem în câteva minute. Vă mulțumesc, domnule Țârcă, de pe acum pentru răbdarea cu care ne-ați urmărit. Revin la dumneavoastră în doar câteva minute. Din Toscana vă urez tuturor sărbători fericite! Am revăzut imaginile transmise de invitații noștri cu modul în care au petrecut câteva cadre, ce e drept, și cu urările pe care ni le-au făcut de la mii de kilometri distanță. Vă salut, domnule Țârcă, și vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea de astăzi. Crăciun fericit încă o dată! Crăciun fericit! Bună ziua, telespectatorilor! Domnul Țârcă este stabilit în Spania de câți ani? Am 16 ani și un pic. 16 ani. Bănuiesc că mare parte din familie este acolo. Munciți acolo? Copiii merg la școală? Da. Sunt cu frații, cu soția, am o fetiță. Muncim aici. Muncim. În străinătate se muncește. Să vă trăiască. Spuneți-ne, ați dus din România cu dumneavoastră în Spania și tradițiile și obiceiurile, pentru că în filmulețul pe care ni l-ați trimis cu urări de Crăciun fericit pentru toată lumea, am văzut acolo în câteva bucate tradiționale. Bănuiesc că soția a muncit câteva zile bune, nu? Nu, câteva zile nu. Din păcate nu avem prea timp, muncesc și eu și soția. Soția a făcut bine, după amiază a făcut ce ați văzut acolo, deci nu am avut mult timp la dispoziție să le preparăm. Ce bucate ați mâncat? De bucate tradiționale, bineînțeles, de aceste sărbători? Păi, ce mănâncă toți românii de sărbători. Sarmale, salată de tău, o pulpă de porc la cuptor. Ați avut cozonac și tot. Ați avut colindători? Nu știu dacă m-ați auzit. Nu, colindători nu am avut. Din păcate, anul acesta am stat liniștiți în familie și pe aici au început să bage noi restricții de vineri spre sâmbătă noaptea. Toată lumea în familie și aici deci înainte de Crăciun spaniolii nu petrec în ziua Crăciunului, mai puțin. Ei petrec o seară înainte de Crăciun. Îi zice aici Noche Buena. Noche Buena, da. Da.
Atunci este momentul în care se adună împreună cu familia, mănâncă împreună. Pentru ei ziua Crăciunului, practic, este doar marcată calendaristic și prin acele procesiuni care se mai fac în anumite zone ale Spaniei. Da, să știți că de 2 ani de zile de când este pandemia foarte restrâns. Și acum v-am zis, mă repet, s-au creat noi restricții, deci se intră peste tot, chiar și în barul restaurante cu certificate COVID. De la 1 noaptea nu mai poți să circuli decât cu, mă rog, persoanele nevaccinate, bănuiesc. Da. Nu, și cele vaccinate, Este lockdown de noapte. Da, au băgat aici, se spune toche de cheda. Și plus că, mă rog, mai voie să te trunești mai mult de 10 persoane. Mă rog, aici lumea, să știi că ia în serios pandemia, chiar de la început, și lumea respectă. Masca este obligatorie, înainte nu era, acum și masca este obligatorie și înăuntru și afară. O serie de restricții care au fost introduse pe fondul valului 5 al pandemiei. Spuneți-mi dacă de Revelion e permis să se întâlnească mai multe persoane, dacă sunt organizate evenimente măcar în aer liber, pentru că știm că și Spania este una dintre țările care trece printr-o perioadă dificilă zilele acestea, săptămânile acestea. Da, este permis, cum v-am mai spus, numai cu certificatul COVID și este tochele ăsta de cheda, care la 1 noaptea, deci până la 1 noaptea, după aceea nu mai voie să se petreci. Am înțeles. De la 1 noaptea până la ce oră dimineața? Până la 6 dimineața. Pe tot parcursul nopții. Vă mulțumesc tare mult, domnule Țârcă, pentru intervenția în emisiunea de astăzi. Vă doresc Crăciun fericit în continuare, în familie, alături de cei dragi, și an nou cu bine. Mulțumesc, la fel, Crăciun fericit, sărbători fericite. Multă sănătate. Mergem într-o scurtă pauză de publicitate. Revenim la Claudiu Stănășel. Mai rămăsese dator cu câteva informații din Italia. Ne întoarcem în câteva minute. Am revenit în direct, mergem repede la Claudiu Stănășel în Italia. Mai are un mesaj pentru românii care fac parte din comunitatea conaționalilor noștri din Prato, Italia, și nu numai, pentru toți cei care ne urmăresc, nu-i așa, Claudiu? Exact, mulțumesc încă o dată. În ultimii 2 ani am fost obișnuiți în fiecare zi de o ceartă continuă din partea oamenilor politici, din partea clasei politice, care niciodată nu și-a asumat o direcție unică, o viziune unică, și a creat un lucru foarte urât. A creat acel dubiu, acea frică care a intrat în inimile noastre, în sufletele noastre, și a adus la o situație în care am fost puși tot de ei, unul împotriva celălaltui. Vaccinați împotriva nevaccinați. Chiar dacă trebuie să ne amintim un lucru, că suntem cu toții oameni. Dar eu cred și sunt convins că poporul român, atâta timp cum am demonstrat în tot parcursul nostru, și acum vom reuși să dăm dovadă de unitate, de putere, și cred cu adevărat că și românii din diaspora, dar și românii de acasă, vom reuși împreună, și subliniez acest lucru, împreună, mai ales acum în prag de sărbători, să trecem peste această situație foarte complicată, pentru că Doar împreună putem cu adevărat învinge nu numai acest virus, dar și această clasă politică care, o spun cu toată răspunderea, nu este ceea ce noi merităm. Merităm mai mult și trebuie să pretindem mai mult. Și trebuie să profităm de acel moment pe care îl avem odată la câțiva ani, în care putem să luăm decizii în ceea ce privește conducătorii noștri. Mulțumesc tare mult, Claudiu, pentru intervenția în emisiune. Doresc în continuare sărbători cu bine și toate cele bune.
Vă mulțumesc, dragi telespectatori, că ne-ați urmărit. Aceasta a fost ediția specială Talk B1 de la ora 14. Revin la 15 fix cu știrile pe 1 TV. Vă aștept!